Eu zic că au fost niște amănunte extrem de interesante și mărturisiri ale fostei doamne ministru din perioada PSD legată de modul în care la o instituție subordonată Ministerului Justiției în acea perioadă se numeau șefi la recomandarea unui fost șef, de asemenea unui serviciu special de informații, iar persoana numită, întâmplător sau nu, este o persoană care are dosar și sentință de agent al securității din perioada comunistă. Cred că ceea ce a spus doamna Stănoiu astăzi trebuie să facă obiectul și Comisiei de Anchetă a Activității SRI și această Comisie de Anchetă, dar și Comisia SIPA, să nu se mai rezume doar la ceea ce s-a întâmplat până după anul 2005, ci și la ceea ce s-a întâmplat înainte. Mă aștept ca și dumneavoastră să puneți întrebări doamnei Stănoiu, să aflăm de ce și în temeiul căror proceduri legale a solicitat de la SIPA informațiile pe care SIPA le-ar fi deținut despre procurorul Panait, pentru că mie nu a dorit să-mi răspundă la această întrebare în comisie, a spus că timpul a expirat și a plecat.